apărut un virus foarte periculos de BIOS, de fapt o vulnerabilitate foarte periculoasă care afectează toate BIOS-urile de tip UEFI. Se numește Logo Fairy și se folosește de acea imagine custom pe care o putem pune la BIOS-ul nostru ca să injecteze cod malițios. Iar acest cod malițios, acest virus, să-i spunem așa, nu poate fi detectat de antivirus pentru că nu este pe hard disk sau pe SSD, este chiar în chipul de BIOS și poate fi executat la pornirea sistemului de operare. Și mai rău decât atât, nu poate fi șters deloc pentru că nu-l vede antivirusul și noi nu avem cum să ștergem chipul de BIOS. Bine, teoretic poate fi șters cu un programator, dar un utilizator normal nu poate să șteargă acest virus. Cum scăpăm de el? Majoritatea producătorilor au început să lanseze update-uri pentru BIOS-urile plăcilor lor de bază. Așa că mergeți pe Google, scrieți modelul plăcii voastre de bază, în cazul meu este Z390UD, mergeți pe primul rezultat de pe site-ul producătorului, apoi pe suport, apoi dați jos, jos, jos de tot până când găsiți BIOS și în cazul meu este F11, ultimul BIOS care rezolvă această vulnerabilitate Logo Fail. Descărcați BIOS-ul și apoi faceți update. Avem un tutorial, o să vă pun link în descriere. Atenție, în timpul update-ului trebuie să vă asigurați că nu vă pică curentul, pentru că dacă vă pică curentul, atunci placa de bază va fi moartă și va trebui să rescrieți chipul de BIOS cu un programator extern.